Regretatul profesor, dirijor și compozitor Gheorghe Dobreanu, dirijor al corului Catedralei Episcopale Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș, timp de 21 de ani, a fost pomenit astăzi la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeș. La împlinirea a 100 de ani de la naștere, parastasul a fost oficiat de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Vă felicit pentru această inițiativă de suflet și pentru faptul că ați vrut să punctați, așa cum se cuvine, cei 100 de ani care se împlinesc peste câteva zile de la nașterea profesorului Gheorghe Dobreanu. Nu se putea alege un alt loc mai potrivit decât Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, necropola episcopiei noastre de Caransebeș. În activitatea sa de aproape 70 de ani, Gheorghe Dobreanu a înființat coruri și a compus numeroase piese. În prezent, corul Catedralei Istorice Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș poartă numele regretatului maestru. Biserica noastră a rânduit încă de la începuturile ei ca toți cei ce adorm întru Domnul să fie pomeniți și pentru ei să se aducă ofrandă de rugăciune, de jertfă, pentru ca sufletele lor să fie așezate într-o bucurie și într-o veșnicie cea fericită. Acesta a fost gândul care ne-a adunat pe toți ierarhi, preoți și credincioși în Biserica lui Dumnezeu pentru a aduce un omagiu de cinstire și a face comemorare unei personalități a vieții bisericești din Caransebeș. Născut la Caransebeș în 30 decembrie 1911, într-o vreme austro-ungară foarte austeră, din părinți simpli, mama casnică și tatăl meșter zidar, dar cu o credință în Dumnezeu și dragoste față de neam, cultivate la maxim în ființa fiului Gheorghe, la care s-a adăugat privilegiul orașului de înaltă spiritualitate, cultură, din care muzica făcea parte concurențială, cu cele mai mari orașe din țara întregită la 1 decembrie 1918, oferindu-i o perspectivă de un mare om de cultură al muzicii corale și nu numai. În cursul după amiezii, în sala de festivități a centrului eparhial, a avut loc și un concert omagial în cinstea profesorului, dirijorului și compozitorului Gheorghe Dobreanu.